să vedem dacă funcționează. Da. Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu, Adrian Cătălin. Astăzi voi merge așa într-o plimbare, e weekend, e frumos afară, e cald, cam adie vântul, dar e bine afară. Mă duc spre insula de Agrement. Și am zis, vă iau așa într-o plimbare. M-am obișnuit cu noul serviciu, adică e greu un pic la început, până oricum programul e mișto tare, că e la 8 ore și trece foarte rapid. Trece foarte rapid timpul. De la 7 fără un sfert dimineața la 3 după amiază. Ce vrei mai mult de atâta? 8 ore. E super. Dar o să fac acum la început ne lasă schimbul 1. Dar la după aia o să fac și schimbul 2 de la 1 la 9, de la ora 13 la 9. Dar e bine și la schimbul 2, pe de o parte că mai dorm dimineața. Dorm până la 10 și e destul de ok. Am luat și bateria externă cu mine, dacă cumva se descarcă bateria să încarc. Vă dau o veste bună, Hero 10 l-am dus în garanții, la București în garanții, aștept răspuns, aștept să vedem, oricum cred că durează vreo săptămână, durează până abia l-am trimis, acum e sâmbătă, e duminică, la vreo luni, încolo luni, marți, cred că până vineri, poate în vine, poate, nu știu sigur, să vedem despre ce-i vorba, poate îmi dă unul nou sau poate îl repară pe ăla, îl reprogramează, cine știe. Acum e 16 și un sfert. Și am ieșit și eu la o plimbare. Poate vine și băiețașul ăla Ionuț prin oraș. Dar să vedem, nu știu sigur. Ia bă, ce s-a astea? Ia uite de la Mac. Mă uit și eu așa, ca pentru copii. Uite, am dat în mintea copiilor. Asta e să fac camera asta mai în jos, că filmează prea în sus și după aia... E cu maimuțoi ăștia, minionii aia galbe. Să iau la bătaie șoarici ăștia mititei, așa pot să le zic șoarici. Și eu am fost un șoricuț mititel când... Dar nu vrea să... Hai mă, stai drept acolo. Bine că se potrivește GoPro-ul ăsta pe... N-am mai luat-o pe acolo, pe strada eternității, că vreau să mai fac așa o plimbare, să mai stau de vorbă cu voi. Bă, vă mulțumesc că v-ați abonat la canal, 2510 abonați. Ieri am avut 2500, acum am 2510. Sper să vă placă vlogul de la Raliul Moldovei din oraș. Anul trecut am făcut parte din staff, adică am fost vreo 3 ani la rând la Raliul Moldovei. Acum m-am mutat de la vechiul serviciu și la nouul serviciu. Vă dați seama că... Acum să vedem ce...
și boala o să rezolv cu camera aia, cu Hero 10. Oricum, pe parcurs aș vrea să-mi iau o cameră în aia de vlogging, dar nu foarte scumpă. Am văzut gen cameră de vlogging, cu un fel de gimbal. Dacă aș putea să-mi iau cu tot setul, e vreo 4.500-5.000 de lei. Să știți că nu câștig bani din YouTube, mai ales că m-a blocat 30 de zile, abia am scos 350 de lei, 70 de euro din YouTube, dar nu știu, mie îmi place să filmez mult, mie îmi place să fac vloguri, indiferent de câștig, de necâștig, de... Vreau să vă fac fericiți. Dar dacă bate vântul afară, tot caldă-i. O spus că se mai încălzește afară. Da, coborăm pe aici și mergem spre bazinul din Not. Camera asta Hero 3 nu prea are stabilizare așa bună. Mi-am luat Sony-le cu mine să fac un video cu Sony-le. Sau poate fotografii. N-am mai luat telefonul. Am și cablu tip C și cablu de ăsta micro USB. Aici mai veneam la discotecă. Mai e și acum Time Music. O să, acum dacă am weekendurile libere, bine, nu prea am, până mă redirecționez și eu cu bani, până mă refac, cred că o să mă duc și eu într-un weekend la discotecă, dar vă dați seama că de acolo nu pot să filmez. Orice ar fi, n-am cum să filmez, că copyright-ul e în floare. Cum să zice mai pe românești, copyright-ul abia așteaptă. Nu vreau să mai mă fiu blocat iar 30 de zile. De asta am și spus la Raliu Moldovic, dacă era muzică, puneam eu o muzică din YouTube, muzica lor care nu te... Camera asta nu prea are stabilizare așa bună pe ea. Dar își face treaba Hero 3. Să mergem un pic pe aici, stați un pic. Ia uitați, bă, de frișat pe aici, astea, ia să vedem pe aici, uite, aici e stadionul. Cam așa arată stadionul. Vedem ce-i pe aici. N-am fost niciodată, dar vă cod de frișat, o curățat pe aici. Hai să vedem cum arată pe aici stadionul. Știți că mi-am place să mă bag în aventuri din astea, nu periculoase, în aventuri din astea așa mai... clădiri din astea părăsite, știi? Oricum sunt toți nebuni pe aici. Îți dai seama, ia uitați cum arată pe aici. Zici că e la pușcării. Mama mea, dar ce-i pe aici? Încă o mai făcut ăștia curat, o mai curățat pe aici, dar... Cam așa arată. Dar să vedem acolo unii întuneric. Acua cu întuneric. Mi-a nu mi-e frică. Eu de la serviciul ăsta de securitate, de pază, m-am obișnuit cu toate chestiile și nu mai este fric. A trebuit totuși avut grijă. Mamă, dar ce-i pe aici? Dar cred că e întuneric și nu se vede. Mamă, dar ce mizerie aici? Puh, putea boschetar, poate spuriși pe aici. Mamă, dar ce-i aici? I-auzi cum s-aud muștile de aici. Bă, ești nebun? Cred că aici stau boschetare noaptea. Mama mea, ce e aici?
să am grijă să nu calc într-un noroc. Știți voi despre ce-i vorba, cam. Pe aici se adună boschetari, se adună tot felul de persoane din astea. Puh, dar ce puti. Sperăm că poate îl modernizează, e vorba să modernizezi stadionul. Și atunci... Pe aici e închis. Dacă vedeți, nu știu cum se vede. Adică știu cum se vede pe Hero. Uite de aici. Pe aici erau niște scări, vedeți? Sunt niște scări vechi. Ce m-am speriat, băgam. Și cine n-aibă? Sunt boschetari pe aici, câini, cine n-aibă o fi? Păi, ziceți voi pe unii mă bag. Cred că dorm pe aici ăștia. Ori era vreun câine, ceva. Ii, ce nașpe. Miroase a boschetat. Pe aici, sincer. Haideți să ne continuăm drumul, lăsăm pe altă dată astea, lăsăm pe altă dată peripețiile astea mai așa. Acum, prietenașul meu, Pavel, îmi pas să mai fac peripeții din astea, cum fac eu. Dacă el a avut problema lui. Pe aici s-au de foșnind ceva. S-au adunat la apa asta viespi. Albinii nu prea cred că sunt pe aici, pe în zonă. Albinii mai mult la câmp, în afara orașului. V-am arătat un pic și din stadionul ăsta părăsit. Păcat de el, poate îl modernizează, vrea să facă o arenă din asta mișto, sportivă, modernă, cea mai modernă parcă. Da, durează, vă dați seama că durează. Bă, dar ce urât mirosea acolo și acum mai am miros. Cât ești de parfumat, cât m-am dat cu parfum. Bă, dar mi-e dor de un tenis din ăsta de câmp. Acum nu mai am cu cine să joc tenis de câmp. Nu știi niciunul din prietenii mei. Aș avea cu cine să, adică aș avea terenul unde să joc. Da. Na. A, cred că e și prietenul ăsta meu pe insulă, că și ieri a fost prin centru și o veni și o vorbi, dar nu puteam să mă ascund. Am fost cu vărul meu să vă uitați la vlog. Uite ce este un teren tenis sau de punk, punk, punk. Mi-e dor. La 12 ani am făcut vreo 2-3 ani tenis, dar am făcut din ăsta de concurs. Dar am jucat ca lumea tenis de câmp. Știu să joc bine. Acum, nu știu dacă mai am... Ia să vedeți autobuzul de la Steaua. E o echipă de handbal. Parcă a fost și aseară. L-am văzut, dar nu eram pe vlog și acum să vi-l arăt. Steaua București, echipă de handbal. Și am avut o fată pe Instagram, o am, care era dintr-o echipă de handbal, dar nu știu dacă e de la Steaua București. Da. Aici este piscina în spate. Chiar am uitat să-i zic, dar vărmea oricum, uite, are număr de armată. Istoria continuă, vedeți? Steaua București, dar e pentru handbal, nu e echipa de fotbal. Vedeți? Cam așa arată
Citius Altius Fortius. Ce în scrie în latin. Bă, dar mă omoară cu mesaj. Bă, dar e soarele ăsta puternic, bat în telefon. Aici e piscină, în partea asta, la întâi. Nu știu cât o fi prețul la piscina asta, am văzut și pe net. Mâine cred că mă duc cu Ionuț, nu știu sigur, dacă e vremea bună, să facem o baie acolo, să ne scăldăm. Ne-am fost eu la scăldătoare, la Balta Albastră, așa se numește. Așa se numește la Balta Albastră. Dar cred că ăștia au terminat cu spleș, vedete, la apă, că văd, că văd că nu mai e nicio mișcare pe aici. Vă că o scos pe aici. Astea l-au uscat, covoarele, uite, le-au spălat, curge apă din ele. Am fost și aici, înăuntru, la bazinul din Not, primul an, când m-am angajat la Azia, 2014, parcă am fost la, am fost o noapte, sau două nopți, nu mai știu. L-am prins pe Pepe, pe Vica Blochena, am prins pe Roxana Ionescu, parcă o chema, aia care îi spunea Mama Natur, care era la... Bă, ce se dă ăla, mă? Bă, rup lemnul ăla cu așa, bă. Ce hândrălău mare. Și se dă în scrânciop. Da, în fine. Cine mai era? Andreea Tonciu... Mai erau pe acolo vedete. Nu mai știu cine a fost. Depindea de seară. Într-o seară era altcineva, într-o seară altcineva. Am făcut câteva poze cu dumnealor. A fost frumos. Să știți că și la pază e o experiență frumoasă. Acum mulți judecă. Că sunteți puturoși, că nu vreți să munciți. Uite că acum am ajuns la serviciu, unii depun efort fizic și nu mai mă plâng. Într-adevăr, e un pic greu la început, până pun alea cu oasele la muncă, dar nu, să știți că oboseala nu e așa de mare, pentru că am timp să mă refac noaptea. Dorm 7-8 ore, nu mai mă trezesc la 5 după amiază, de exemplu, sau nu după amiază, pardon, la 5 dimineață, la 4 jumate, aici la 4 trebuia să mă trezesc, la 5 fără 10 plecam, la 5 și 20, 5 jumate intram în post și stăteam până în seara, stăteam la 5 jumate, 6 fără ceva, 6 fără un sfert, fără 10, ajungeam pe la 6 și 20 acasă. Deci, aproape 4 ore, de la 3 ore jumate, 4 ore, spunem că aici e program de 8 ore, 8 plus 4, vine 12 ore. La pază făceam 12 ore. Dar a fost bine, a fost bine și acolo, la salar, a fost prost la salar, într-adevăr, dar n-am de ce să comentez, pentru că aveam aproape 3 zile pe săptămână liber, pentru că eram 12 ore, după 12 ore de zi aveam 24 de ore, aveam și jumătate, ca doi, cum mi spune, aveam seara liber și a doua zi până plecam. Deci 24 de ore eram liber. Bine, din alea 24, 2 ore pui că pierzi pe drum. O oră, jumate, două, pierzi pe drum. Și aici doar sunt 8 ore, dar drumul până acolo un sfert de oră, deci jumătate de oră să zic că pierzi drumul. Zici 9 ore, jumătate de oră, 30 de minute dimineață, 30 de minute... Da, nu contează asta. Sunt alții care poate nu au mașină și pierde mai mult, pierde o oră, că pleacă de
îți dai seama că pleacă de la 4 jumate, 5, trebuie să vii cu autobuzul sau cu microbuzul, așa, eu am mașină, pac, m-am urcat în mașină, bag de vreo 150 lei, 200 lei gaz pe lună și asta este, n-am ce să fac. Dar aici e mai bine, că după amiaza, de exemplu, de la ora 3 e liber, pe la 3:20 ajung acasă, 3:25 în funcție de traficul care e în oraș. Nu mă plâng. Deocamdată e bine, deocamdată. Oricum eu am locul asigurat, adică gen, eu am toate actele, mai ales acolo pe aeroportul ne-am făcut, că totuși contează și obiectivul unde faci, un obiectiv foarte bun la aeroport, mai că acolo e securitate, e mai sever, e mai... Am mai avut și eu scăpări, că n-aia mai filmat, am mai asta și nu prea le-a convenit acolo cu filmările, da? Na, nu știu. Au și ei echipa lor, Planet Spotter, care fac poze, dar ei aici că s-au autorizat. În fine, nu mai discutăm lucrurile astea, că și așa la noi în țară e o debandare, adică doar aia tot angajații lor care fac. Și eu eram tot angajatul lor, adică na, prestam servicii pentru ei, da? În fine, nu mai comentez, că nu mai... Oricum, acolo sunt numai bătrânet, așa, numai oameni în vârstă. Nu prea au mentalitatea așa, ok. Aici, deocamdată, n-am avut probleme. Să văd cum se comportă fiecare, adică gen să fie ok. La salarii bine, salariul e confidențial. Nu se spune chiar cât câștig. Oricum iau vreo 2000 în mână plus bonuri, tot e bun. Sau poate un pic mai mult, nu știu, n-am de unde să știu. Văd în septembrie, acum în august trebuie să iau tot de la firma asta de la Asia, după 23 încolo când bagă banii. Uite, băieți, acum taică meu, că lucrează și el la Asia, e acum la Raliul Moldovei. Îți dai seama, prin pădurile alea, prin căldurile astea, prin... Bine că nu plouă, că au mai fost ani în care ploua. Da, și cam asta e povestioara care v-am spus-o. Eu o să filmez acum gen în weekend mai mult. Dacă vedeți, de exemplu, fac gen două vloguri, să le am acolo, că în cursul, în timpul săptămânii, nu știu dacă mai am timp. Nu știu dacă mai am timp de filmat în cursul săptămânii, așa că doar în weekend. În weekend sunt mai liber, de vineri seara, de vineri după amiază de la ora 3 până duminică, abia luni. Săptămâna viitoare o să fim liberi sâmbătă, duminică și luni. Că e Sfânta Maria, e adormirea Maicii Domnului pe 15 august și o să fim liberi 3 zile. Aia nu se plătește. Și aia dacă nu se plătește, ci ori cu 100 de lei, ori fără 100 de lei sau cât ne dă, tot aia e. Important e și liberul. Mai stai, te mai odihnești, te mai recreezi. Bine, fraților, haideți că mai revin de pe insulă cu vreo filmare. Când trimite Giangana acesta mesaj, nu mai are răbdare. Nu prea mai am eu de-a face cu el, da? Am zis că hai să mai ies și eu. De obicei ați văzut că în ultima perioadă eu am postat singur vlogurile și... Da, asta este. Bine, haideți că ne...